Alo? Bună ziua, Andrei Câmpea, Mic News, Hunedoara. Vă aduc la cunoștință că am sunat și la prefect și vreau să-mi spuneți și dumneavoastră motivul de ce nu ne puteți acredita pentru ca să demarez anchetele și să depun plângere mai departe. Bine, o să discut cu domnul inspector șef și veți vă rog frumos să mă sunați și vă rog frumos încă ceva. Vă rog să-mi spuneți numele și prenumele cu cine am stat de vorbă. Agent principal de poliție, Laura Năstase. Vă mulțumesc frumos, la revedere. Cu plăcere, la revedere. Domnul Câmpean, da. Articolul 348 din Codul Penal spune așa: exercitarea fără drept a unei profesii sau activități pentru care legea cere autorizație, ori exercitarea acestora în alte condiții decât cele legale, dacă legea specială prevede că săvârșirea unor astfel de fapte se sancționează potrivit legii penale, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. În momentul în care veți avea dumneavoastră un contract de muncă cu cineva, în momentul în care veți face dovada acreditării, acum atunci vin să vă arăt. Din momentul în care veți mai face afirmații că sunteți de la presă și nu aveți cele două, voi lua măsurile care se impun conform legii, da? Vă rog frumos să le luați. Atât am vrut să vă spun. La revedere!